Unde? Aici, unde vrei. Așa s-a făcut. Stimați cetățeni, aș vrea să-mi spun opinia mea în întrebarea în statul Republica Moldova și aproape în toate statele care sunt democratice. Știm bine că există trei părți sau nu știu cum să le mai spun acum. Legislativul este executivul. Putere în stat. Este, da, trei puteri în stat. Trei puteri în stat. Legislativul, executivul și judecătoria, justiția. Și după cum auzim noi acum, se vorbește și peste tot locul, la televiziune, că ele toate sunt independente și adică fac separate. Ce vreau, separate, da. Eu aș vrea să spun părerea mea și aș vrea ca cineva mai sus, juriștii, să discute că ele sunt independente, dar nu și nu pot să facă tot ce vreau. Ei trebuie să lucreze, să activeze în baza legilor, în baza legilor. Și de ce eu spun că noi, dacă vorbim că procurorul general este ales pe 7 ani, asta nici de cum nu înseamnă că el face ce vrea. Dacă el încalcă legea, păi el trebuie, este necesar să fie chemat la Parlament și deie explicații. Cum a fost, de pildă, cu Gurin, cu Harungen acum, care nu a investigat. Adică n-a dat curs la asta cu furtul miliardului. Și înseamnă asta, procurorul știe, mai ales cum Gurin a spus că el da, cunoaște cum s-a furat, dar nu a făcut nimic. Asta este o crimă. Și de ce Parlamentul avea dreptul și trebuie să aibă dreptul, dacă nu este în lege, trebuie să se discute și să îndrepte legea asta, chiar și Constituția. Că noi, cetățenii Republicii Moldova, vreau să mă auziți acum toți, cetățenii Republicii Moldova aleg numai Parlamentul. Parlamentul ales de popor și cerem, cetățenii cer de la Parlament ca să legile să fie îndeplinite. Dar chestia asta cu independența justiției nu este normală. Acum, încă o dată, cu judecătorii. Judecătorii la prima instanță, adică fiecare își face de cap cum vrea. Și nici de cum nu răspunde. Oameni buni, care este așa? Și înseamnă asta? Și prostie e asta? Că judecătorul nu răspunde. Înseamnă că legea trebuie să o facem așa, că dacă prima instanță nu a hotărât sau a hotărât greșit sau nu știu ce, dacă merge la a doua instanță, la curtea de apel, curtea de apel trebuie să hotărască două întrebări. A fost judecătorul la prima instanță, a greșit, n-a știut legea sau a făcut-o intenționat. Și depinde care ar fi hotărârea curții asta, a doua curte de apel, el trebuie să dea două hotărâri. Și pe cazul dat și atitudinea față de prima instanță. Și dacă așa ar să aibă prima instanță două, trei greșeli, și se primește, este ori eliberat, ori mai știu eu ce, este pedepsit. Dar dacă noi nu avem mânierul ăsta, dacă nu avem, ei și fac de cap cum vrei. Și eu am fost nevoit să fiu prin judecăți și am văzut în prostia asta și își bat joc, pur și simplu, își bat joc de oameni știind că ei nu răspund de nimic. Nu răspund nimic. Vă rog încă o dată toți cetățenii să judece în privința asta, să ceară, să strige, să bată, eu nu știu ce să mai facă, dar să dobândim ca legile astea două să fie schimbate. Noi încă o dată alegem Parlamentul și de la Parlament cerem ca legile să fie executate. De mii de ori vă spun, Parlamentul, la legem și Parlamentul răspunde ca tot să fie drept în țara asta.
Și noi am ticat în mocirla asta când procuratura fac și vreau, judecătorii fac și vreau, oameni buni. Dar și nu se poate așa. Scuzați-vă, rog, asta e părerea. Și parlamentul. Parlamentul